mulți o cunosc, puțini îi știu povestea. E o femeie împlinită pe plan profesional, o carieră în sfera beauty, cu zeci de premii, pasionată de criminologie și absolventă a facultății de drept. A muncit mult și a trecut prin experiențe extrem de dureroase până să se bucure cu adevărat de succes. Am învățat la școală, pe urmă la colegiul de criminologie. Eu avem, mie foarte tare îmi plac, e că este detectivul, știi, filmele este documentare cu detectiv. Și eu tot timpul credeam că eu să fiu criminalist. Mie asta foarte tare îmi place. Până la prima practică. Noi ne-am dus la practică și acolo era un cadavru care de 12 zile, știi, și numai miros și ala și astea, și eu am înțeles, nu, criminalist de mine să fie nicăcoi. După aia am făcut studii tot superioare, în drept, drept și relațiile internaționale. În ciuda circumstanțelor de atunci a reușit să-și obțină studii superioare. Eu sunt foarte recunoscătoare la părinții mei că ei pe mine m-au învățat. Pentru că, într-adevăr, cum spunea și bunica mea, foarte mult nu chiar se deosebește, eu da, mamuș, e ca în prag la 40 de ani, știi, eu văd omul care a avut studii și omul care fără studii. Eu de vreo două ori am avut așa tendință să les universitatea, îi întrebă-ne, nu, slava Domnului, e ca diplomele cele, am două diplome, ele ne-ncălzesc mie sufletul. Este Carolina Ceachir. Locuiește în Chișinău și a decis să-și spună povestea sa, care o să vi se pară ruptă dintr-un film. S-a căsătorit în urmă cu 19 ani, cu un cetățean turc, fără a ști ce poate să se întâmple. Mă numesc Carolina, am 38 de ani și sunt mămica a trei copii, sunt mămica a trei băieți. Am în spatele meu două căsătorii eșuate, după care am înțeles că fericirea femeii nu este în căsătorii. Pentru prima oară m-am căsătorit la 19 ani. La 19 ani eram mega îndrăgostită, nu eram moldovean, știi, la noi am mutat fanatei de la seriale turcești. Eu am început mai devreme. Și eu am crezut că la mine o să fie tot așa ca în film, dar nu. Căsătoria noastră a durat cât acolo, vreo 6 ani. Așa, și pe urmă ne-am despărțit, dar în urma căsătoriei a rămas un copil. Era o fată fără experiență de viață și foarte naivă, dar, spune ea, a avut perioade de fericire alături de el. În urma căsătoriei noi a rămas un copil, mult timp, foarte mult timp și foarte mulți ani noi am luptat, ne-am dușmănit, știi, e că toate fazele astea care trec fiecare pentru un divorț, până și el nu a înțeles că drumul spre copilul lui, în primul rând, este drum spre mine. Pentru că mulți luptă, da, și să apră cu copii sau nu știu, și știi, tata arma asta copii la mulți, în căsătorie unaltă. Eu asta nici de cum n-am vrut să o fac, niciodată n-am făcut unaltă, dar în primul și în primul rând, da, eu sunt de părere și dacă eu îți cresc copilul, pe mine nu mă interesează sentimentele tale față de mine sau față de altcineva. Dar eu îți cresc copilul, eu cândva ți-am împărțit patul, înseamnă că ești obligat să mă stimez până la sfârșitul vieții tale. Carolina Ceachir a acceptat să ne vorbească despre bune și despre rele, exact așa cum este destinul oricărei femei. L-a cunoscut pe Dumitru pe rețelele de socializare. Nu știa că este arestat și a luat-o ca pe o joacă la început. 5 ani în urmă. 5 și ceva. Deci aveai 33 de ani. Da. Cea mai frumoasă vârstă. Noi am făcut cunoștință pe rețele de socializare, cum el mă scria pe mine. Prin Facebook un altă, eu încă țin minte, m-am uitat, spun, Doamne, și ce bani. Și
Eu mă când ne aduc aminte primele impresii. Impresii și cum eu putem să mă căsătoresc, eu și-am șocată, singur de mine. El m-a scris pe mine de câteva ore, acolo tot insista. Eu vreo 2 ore am răspuns, pe urmă la mine s-a întâmplat de microinsult, da? Și la mine graiul, da? Nu s-a luat complet, dar erau dificultăți. Și noi, eu nu puteam vorbi și eu mai mult mă scriem. Corespondența cu Dumitru a devenit din ce în ce mai serioasă și intensă. Ideea nu avea că deținuții au o imagine bună și unii dintre ei chiar foarte bine educați. Așa, băiet cult, cu bună ziua, îmi cer iertare, cum a trecut ziua dumneavoastră, noi în limba rusă, știi, vorbind. Discutam diferite teme și zic, boși, boi. Și eu de câte ori l-am trimis departe și el tot insista un alt, și spun, mă rog. Încânta el că lucrează la fabrică în Germania și spun, Doamne, și bărbat muncitor. Da. Cam eu am avut așa dubii, știi, că el poate fi deținut un altă, că mă sună numai Sara. Și eu lui asta când i-am spus, el a spus, cum tu poți să te gândești așa ceva? Tu și ai fost la uzină vreodată, tu știi că noi ne schimbăm, ne îmbrăcăm, noi toate lucrurile lăsăm. Și eu, îți minte, gândinii ăsta rușine, înțelegi? Că cum eu am putut așa ceva să mă gândesc? Bărbatul cu care a vorbit pe internet se prezenta drept un moldovean plecat la muncă în străinătate. Mai mult de atât, acesta susținea că este singur și și-ar dori o relație serioasă cu ea. Noi comunicam foarte mult timp până atunci, multe ori, îți dai seama. Ea o psihologie, nu știu, nici decanul de la facultatea de psihologie n-are atâta întrânsul maestrie cum au unii din ei, știi? Și el mi-a spune că atunci țin minte trebuie să fie ziua lui, știi? Și el spune că el vine de ziua lui acasă. Nu, și eu mă gândeam să-i fac un cadou, zic, să-i fac cadou scump, aha, șas. Asta bărbații trebuie să facă la femei cadouri scumpe. Da, nici nu sunt omul și ala care să iau cadouri ieftine. Mă duc eu și am ales minte, până mă am cutie. O cutie mare, mare, în formă de inimă, știi? Și acolo am pregătit, că el ne încânta, că el e amator de găteală, de nu știu, și știi? Prea șеф-повар. Și eu mă duc și eu o sticlă de vin, știi, Stiană, acolo, nu știu câți ani, un alt vin scump, știi, este. Pe urmă, o pernuță de asta, Mr. Right, fartucic și, nu știu, mi-a și acolo și zic, ia că el se duce la uzină, tratata la lucru, de la lucru și i-am luat încă cănuț termă, stăt într-o stilistică, un alt. Și șed eu și șed, aștept mâinii ziua lui. Femeia a fost păcălită să creadă că el va ajunge acasă. De dragul lui, chiar dacă nu l-a văzut niciodată, s-a pregătit pentru ziua lui de naștere. Eu stau și la mine se deschide canalul cu astralul, știi? Și eu spun, el mâine nu vine, înțelegi? Eu mâine îți spun, zic, moare bunel, înjie bunica, chic cometa, se întâmplă ceva, dar el mâine nu vine. El stă închis. Să mă cheie, Carolina, dacă nu e așa, știi? Vine a doua zi. Și el nu vine, nu vine. Eu ești acătită, chitită, gătită. Eu în roche și e fartovă așa. Păi, rătăt, eu aștept. Vine prânț zamorski. Cu cutie și e mare, când mi-aduc aminte. Ужасно. Короче, el nu-i. Nu vine, nu este an. Eu așa tare mă înervam. Chiar dacă ea a început să se îndoiască de vorbele lui Dumitru, poveștile inventate au continuat să-i tulbure liniștea. Pe urmă mă scrie cineva, dar asta tot el, pe urmă, peste ani de zile, el ne-a spus că asta tot el era. Noi cu dânsul vorbind în limba rusă, eu, вообще, vorbitoare de limba rusă mai mult. Și noi vorbim cu dânsul în limba rusă și aici mă scrie cineva, pur română, bună seara, la CCC, eu sunt avocatul domnului Dumitru, aici s-a întâmplat
o greșeală, ceva la vamă și a fost arestat. Dar eu nici nu știam familie, îți dai seama? Eu știam Dumitru și Dumitru. Și spuneam, care vamă, care familie, una alta. El să vă suni și să... Aha, paraziților, știi? Și era așa și un alt, dar pe urmă la mine s-a trezit, știi, că asta... Eu simțeam că cineva mare de prost. Înțelegeam asta, simțeam asta, dar eu, știi, s-a trezit că în mine este, până unde să ajungă, știi? După luni în care au schimbat mesaje, așa zisul muncitor reținut, chipurile a recunoscut că are sentimente pentru ea și a cerut să-i fie parteneră. Eu în timp l-am crezut, dacă într-adevăr asta s-a întâmplat atunci și acum, Esteana, și îl credem. Chiar îl credem și Esteana. Pe urmă, când ne duc aminte când am fost la dânsul prima dată la întrevedere, atunci seara el ne-a spus că el e în penitenciar, că pe dânsul l-a dus de la vamă încoace la 13, una alta, și eu e ca am crezut. Eu deși parcă nu credeam 100%, dar eu nu știu, eu parcă eram zombată, parcă este. Eu l-am crezut și am mers așa. Și un timp noi vorbim, pe urmă, dacă se duci la 13 la întrevedere, asta se poate rude de gradul întâi, da? Eu ne fiind rude un altă, el ne spune du-te e certificat de la primărie, că el a fost concubinul meu, tipa, eu ochi nu l-am văzut concubin. Ei, mai scurt, am făcut tot ce ne-a spus. Fără să conștientizeze, a făcut tot posibilul să obțină prima întrevedere cu Dumitru în penitenciar și l-a vizitat și nu odată. Moral și psihologic, îți dai seama, eu nu că am pășit peste mine, asta era, mie mi-a fost foarte greu. Eu, e ca activând cândva acolo, știi, partea asta de gard și eu trec partea cealaltă de gard, nici nu era rușine singură de mine, știi, nici nu era rușine singură în fața mea. Și eu, văpșe, mă închipuiem că el e mult mai mărunțel, josut și strașnic. Când l-am văzut așa nicio, eu ți-i spune. Și stând acolo un altă, foarte bine papă, foarte bine au grijă de dânșă, că mai fac sport, mai astean, o leacă de psihologie. Aspectul fizic, în orice caz, era foarte bun. Îmbrăcat foarte bine, scump, marcă, șmarcă. Ochelari, un altă, așa, așa, și la mine, așa, înșitșor, și m-am îndrăgostit, Doamne ferește. Eu credem că așa dragoste, știi, la mine și în filme indiene. Carolina a început să vadă în el un om bun și să creadă că poate avea încredere în el. El era numai închis, eu eram e că după toate problemele astea, știi, de sănătate și după accident și Siană și noi așa встретились два одиночества, e că așa, nu știu cum. Și e tare întuna idee, știți de ei calculați, știți de învățați cum se spune, ce se spune. El știe că eu sunt mamă singură, da, cu copil. El făcea cu băietul meu matematică, îți dai seama. Prin copilul meu, el a început să mă cucerească așa încet, încet, cadouri pentru copil, atenție, făcea lecții la matematică, la istorie. Și eu... Paplăla. Dumitru era condamnat la 12 ani de închisoare pentru escrocherie în proporții deosebite de mari. Era închis de mai bine de un an, iar apariția Carolinei în penitenciar era ca un balzam pe sufletul condamnatului. Și Dumitru a cerut-o de nevastă. Odată la 3 luni, odată în lună e întâlnire de scurtă durată, e o oră. Spași într-o odaie unde acolo suntem mai mulți, mai mulți, un alt acolo. Poți fi și 5-10 de ținuți și la dâns că cine vine acolo, mama, soția, Esteana. Odată la 3 luni era întrevedere de lungă durată, asta 3 ore. Da, Esteana. Și încă 2 ani de zile de pandemie și e că eu până în pandemie am reușit să fac copil. Am rămas, în penitenciar. Da, am rămas însărcinat. Până atunci noi încă ne-am căsătorit, că el foarte tare vrea să căsătorească, dar eu deși nu vroiem cum, eu la mama, la tata, fată cu studii superioare și astea, părinții mei erau contra.
erau foarte contra și eu. Și m-am, tu înțelegi, eu-l iubesc, eu nu mai pot. Părinții Carolinei au fost împotriva mariajului. Mama spunea, el nu te iubește, el s-te iubit, el trebuie să iasă, să demonstreze și pe urmă reușesc să vă căsătoriți. Dar eu vroiam, am mers la asta ca și cum să-i arăt că da, eu sunt cu tine, știi, eu te susțin și eu sunt cu tine și asta. Eu nu știu ideologii proaste eu avem. El se te-a închis, dacă când m-a șerut în căsătorie, ne-a dus în el acolo cineva. În altă, și ne-a dus în el, m-a șerut în căsătorie, de 14 februarie. E, așa banal. Da, m-a acceptat și eram și mai fericită, nu știu, astea. Ați fost cunoscut și părinții lui? Da. Da, eu am fost la dânsul, el e din Cantemir. Eu am fost la dânsul acasă de foarte multe ori, de foarte multe ori. Mie mi-era milă și jale de părinți, ei svârșniși. Pe urmă, în parcurs, eu am aflat, dar mă, deja, știi, este an, că asta nu era prima dată când el a fost închis. Și atunci, ca și astăzi, mama Carolinei regretă decizia fiicei sale. Spune că era neputincioasă în alegerea alesului inimii. Că l-am simțit că omul de unde iese, unde era domnul, nu pus fi om de societate. Numai te folosești, te-o folosit, eu trebuie un acces la libertate. Prin care codul ăsta ai fost tu. Și asta e tot. Dar muntele care eu am spus, care îl duci în spate, o să fii tu. Dar tu, mama, ce mai ascultat? Dar din păcate, nu știu de ce. Fetițele nu vreau să asculte de mami. Când mama spune, nu, ascultați, că mama simte. Я кому, тут и есть мама, и ты, ну а со сынц, который мама ж дорешь рев на попил. Что я вам спус, что это не персона для фамилии. Carolina a decis să-l aștepte pe Dumitru atât timp cât va fi nevoie și a acceptat să-i fie nevastă. Chiar dacă nu avea pe nimeni alături și nimeni nu înțelegea alegerea, ea a decis să facă acest pas. În penitenciar la Leova. N-am avut nuntă, am avut înscriere. Cine a fost la înscriere? Eu, el atunci avea încă mustrare, da, de la administrație. Da, de la administrație și el, că de obicei când te căsătorești, apoi administrația la Leova, apoi dăm acolo, nu e penitenciar, dar acolo zona, dăm spunește, da, este ană. Și acolo se dă voie întrevedere de lungă durată la 3 zile, știi? Dar el având mustrare, nu știu, a făcut el acolo esteană și era, mă scurt, pe 6 luni de zile, era interzis lui orice întrevedere. Și noi când ne-am înscris, noi ne-am dat palma unul la altul, așa că colegi de colhoz. Eu ne-am cumpărat za tot atunci costum, fustă albă, sacou alb. O imitație de mireas. Lui i-a luat costum la dungăle astea, în ele, gospodine. Și ne-am înscris. A fost doamna de la ZAGS acolo din Leova și o nadzirațelniță acolo de la penitenciar, o doamnă. Ea ne-a fost ca martor. Părinții nu au fost. Nu. Ой, я уже тарям плынс. Я ерам интру... ши феричит, я ерам... Доамни феричит, я ерам де феричит. Я ерам феричит, ка я ман кастатурит, ка я лмай бешт, ши я любеск, ши астян... Ши интрашела штимп, я овем у регрет. Я у прима дата, кан ман кастурит, и тот нам фост неряс. Primele întrevederi în penitenciar au fost cu multă pasiune. Drept consecință, nașterea unui copil minunat care i-a făcut parcă să se iubească și mai mult. Odată căsătorită, Carolina s-a văzut obligată să-și asigure soțul cu toate cele necesare în penitenciar. Femeia a fost condamnată la o viață mai ceva ca în filme și nu cu un final fericit, chiar într-o dramă. Primul copil de la el în penitenciar și a doilea tot. Tot în penitenciar. Tot în penitenciar. Și unul și altul, apropo, la Leova. Da, la penitenciar, la astea. Eu copilul l-am
noi s-a prânit la o întrevedere, pe urmă eu rămân însărcinată, pe urmă vine COVID-ul, 2 ani de zile fără întrevedere deloc. Înțelegi? Toate coletele timp de 2 ani de zile se transmiteau prin poștă, în cutie este de banane și astea. Doamne, îți amintim că și cum trebuie să mă duc să nască mâine pe Damir, eu azi mă duc și duc 5 cutii. Da, este în fiecare cutie câte 17 kg, 20 kg, 25, așa, de la 17 la 25, 5 cutii. Eu l-am născut pe Damir, eu sunt 2 zile la spital, pe urmă 2 zile acasă, și asta 4, a 5-a zi eu i-am dus iar lui Colete. A 5-a zi, spunește, după naștere, cezăreană. Așa s-a declanșat depresia postnatală. Lacrimi, regrete, oboseală, singurătate. Toate strecurate printre responsabilitățile de soție cu soț în pușcărie. Și a început să facă anumite sacrificii. Tu acasă nu iei mâncarea și aia, da? Sau produsele și alea care îi duci lui. Că tu ai gândirea asta. Tu îi și poți lua în orice moment. Dar e că el acolo nu poate. Dar nici atine aici nu vine momentul ăla. Câte momentele se duc partea și peste gard. Eu când ne duc aminte, făceam mâncare până la ora 4 dimineață. Până la ora 4 dimineață. Eu făceam cu pește, carne de pui, dar să mă... Pește roșu, înțelegi? Că domnul la dietă, el pește de râu nu mănâncă, pește de mare unaltă. Și făceam tot posibil și imposibil, înțelegi? Să-i fac pește, sarmale, plășinte, dar făceam nu numai pentru dânsul, dar și încă pentru 13 oameni cu care el stătea sau 6 sau 10, cât acolo, că el se schimba din celulă în celulă. Fă mâncare până la ora 4 dimineață, la ora 4 dimineață să te tupăcuiești câte 4-6 genți. Înțelegi de astea mari, când afară de ce și tu pregătești, când mai iei conserve de una de alta, zahăr, macaroane, orez, bumbunele, prăjiturile, fructe, legume, iarna, vara, acolo astea, înțelegi, ce e mai bun? Dar mi-i port bagajul plin, din urmă salonul plin și din față plin. Înțelegi? E că asta eu ducem o dată la 2 săptămâni. Răul s-a instalat treptat în momentul în care el a reușit să-și supună soția. Într-un timp extrem de scurt, ea și-a vândut mașina și afacerea pentru a-și ajuta financiar soțul și a reușit. Prin mai multe ședințe de judecată, termenul de condamnare a fost redus la jumătate. Socotit lui, eu socotit că el s-a 6 ani și e că restul el din 12 ani, e că toți anii ăștia el... El s-a 6 ani. Deci, practic în jumătate termen. Practic în jumătate, da, termen. Și când a fost eliberat? Anul trecut, în iunie sau iulie, în iulie. Da. Și cum a fost eliberat? Ați fost să-ți luat? A venit singur, cum a fost? Nu, eu am fost să-l iau. Eu zburam, câte amelți ne-a venit, eu zburam, eu trebuie, și încă, pe dâns trebuie să-l elibereze. Și avocatul, ba, da, ba, nu, ba, nu știu mai și, și au mai fost ăsta, și zici că nu azi, că nu a ajuns la penitenciar, că nu a ajuns, nu știu mai și, și la mine e ca asta, știi, emoțiile astea erau vreo 2-3 zile. Și aici mă sună avocatul, все типа asta. Și eu sunt precis, eu sun, nu răspund, eu sun, nu răspund. Și pe urmă avocatul mă sună, zici că duci și-l iei la ora 2. Cum? Precis? Eu nu avem, știi, este în răbdare, cum de aici până la Leova. Eu nu mă gândim nici la mine, nici la accident, nici la amenzi, nică. Eu mergem în mașină și plângem, neujeli, au venit ziua asta. Reducere termenului, UDO. Da, condiționat, eliberat, da, condiționat. Da, da, tu da. Ai făcut asta, tu... Pentru că el s-a prinit așa, el e căsătorit, da, s-a căsătorit, el are 2 copii minori, înțelege, Stan? Și ea că teta asta, factor după factor în altă, pe urmă, eu scris că el ia că băcolă e bolnav încă ceva, dar el într-adevăr încă la sistemul nervos, el a fost și nervul facial paralizat, știi? Asta chiar au fost. Și apoi am mai scris acolo 6 ani, vreo 2 băleacchi.
Și e ca asta că el s-a căsătorit, el pe mine, pentru asta și m-a folosit. El pe mine, pentru asta m-a folosit. Toate fete proaste care este ană, că el vrea să însoare, că el te iubește, el vrea să însoare, că el vrea acasă. Vrea să iasă la libertate, de asta ei se însoară și fac copii. Carolina nu s-a gândit niciodată că viața lor va deveni un coșmar. Și eu am venit, l-am luat, știu, mie nu-mi venea crede că el stă cu mine în partea asta, că el stă în mașină, dar nu partea cealaltă. Așa. Dar când a venit acasă, s-a prinit tot complet altfel. El acolo pe mine mă iubea tare, înțelegi? Dar partea asta de gard, gata, s-a terminat iubirea. Și ce s-a început? Eu nu știu, era o indiferență totală. Era o indiferență totală. De exemplu, era situația asta, pe dânsul, eu îl iritam, copiii îl iritau, tot. Nu știi dacă asta e tvoie, știu, ai jucat rolul cât s-a trebuit, tu dar ești partea asta, altă, nu trebuie să mai joci niciun rol. Și oamenii ăștia de pe împrejur, ei te enervează. Era disperată pe măsură ce trecea timpul, deoarece conștientiza că și-a distrus viața. Noi ne-am dus, de exemplu, în orășelul ăsta, Căprilor, da? Și spun, hai, haidem, că s-o deschis, te-ți duc, eu să... mini-blogger, ne tot întrebu, știi? Stai, haidem acolo și copiii s-or plimba și este. Noi ne ducem acolo, spun, eu să-i acord mai mult timp lui Denis, da, este, că Denis, el înțelege unde acolo primărie, pușcărie, magazinul Căprilor, un altă, și mai interesant, știi, să-i acord lui atenție, mă rog. Eu spun, da, Ludomir e așa p***, el aleargă, știi? El aleargă afară sau el aleargă acolo după Căpri, știi? Și da-mi toți alergi voi, el mitel, tu sportsmen, toți alergi din urmă lui. Și era copilul lui. Și e copilul tău, da, la urmă. Și tu nu l-ai văzut până la 2 ani de zile. Tu n-ai crescut, tu nu știi ce înseamnă colegi, dințișori, nopți nedormite, febră, esteană. E copilul tău, tu ești dornic, nu? Este, aleargă acolo cu Căpri, după Căpri și esteană. El s-a 20 de minute și a făcut așa un scandal. Înțelegi? Că el nu vrea, că el mai mult niciodată nicăiure cu noi n-a să ducă și asta tot, știi, necenzurat și astea, că mă auzeau acolo, mă înțelegeau și Căprile și țapul. Eu atunci am avut prima ceartă cu dânsul, primul șoc asta a fost, da. Carolina a avut senzația că moare când a simțit prima trădare din partea soțului, abia eliberată din penitenciar. El ne spune că el iese pe 5 minute, știi? Și că noi mâine trebuie să ne, ca și cum ne ducem cu Denis la 1 septembrie, cu Damir la 1 septembrie, Denis la școală, Damir la grădiniță înaltă și el vine la ora 2 din noapte, mort, bat, înțelegi? Mort, șotcă. Cum? Și eu țin minte, l-am dus pe Denis, singur am fost la... 1 septembrie și așa ne era obișnuitor că Denis așa tare aștepta că e că el se ducă la 1 septembrie și așa și bășăta Denis îi spune tată înțelegi, el foarte tare l-a prinit l-a aștepta, s-a atașat da, el frâie că toată lumea știe că el tot are tată știi că el crede că e ca să-l joace cu dânsul, să-i acorde timpul cu Esteană, că când le vorbă una, dar așa e altceva. Dumitru era omul pe care îl iubea orbește. Carolina își face cu greu curajul să ne spună povestea vieții sale, deloc obișnuită, ca un scenariu de Oscar, doar că ea nu este o actriță. Carolina s-a trezit în acest rol și acum e obligată să-l accepte. E că la minimul de ultimul an, eu așa mă uit ca film ужасов, știi? E Doamne ferește, trădarea lui. Atârnarea părinților lui, că mesă la... Eu eram însărcinată a patra lună, de ce plângem, când ei era strașnic, cum eu rămân cu 3 copii, asta e ceva serios, știi, este... Ei era obișnuitor, că cum după 5 ani de zile trăială de colete, de nu știu mai și alergături prin judecătorii, procuratură generală, peste locul ăsta, avocați, neavocați, schimbați, vânduți, bani aici, bani acolo, un altă. Eu am făcut foarte mult
multe lucruri, foarte multe sacrificii unalta. Și cum tu să ieși să n-ai nici măcar recunoștință, da? Hai, ok, pot să zic că dragostea a trecut. De exemplu, da, la bărbați așa uneori le trage câte un curent astea și s-a trecut iubirea. Și când să ne ducem noi la medicul de familie unalta, eu țin minte, eram în mașină. Și eu spuneam, tu cum vezi viața mea departe și asta e normal? El tași. Eu spun, tu poți să vorbești cu mine? Eu spun, pentru mine asta nu e normal și eu nu văd ieșire, care ieșire, spune tu ceva și este. Și el a spus că el nici tăiat nu știu cu mine să vorbească un altă. Și eu unică și am făcut, am frânat, știi, brusc. Că ce se înseamnă asta? Eu vreau să vorbesc. Eu doar nu spun că marș, nu știu mai și astea. Eu vroiam să vorbesc, eu vroiam să rezolv problema. Eu vroiam familie, eu atunci încă mai visam că eu am familie. Aha, niciodată n-am avut. Și atunci eu am prins prima palmă. Femeia a devenit victimă a violenței în familie. Totul de la o simplă discuție. Eu cu palma și apoi la mine s-a prânit e ca prima crăpătură așa între noi, dar crăpătură așa ca canionul cel din America, înțelegi? Eu foarte tare m-am îndepărtat și eu eram în așa situație că eu nu știam ce să fac mai departe. Eu nu vroiam nici să trăiesc cu dânsul deja, dar încă nu eram gata să renunț. Cum s-a aprins flacăra iubirii, așa s-ar fi și stins, odată cu prima palmă. Tu 5 ani de zile crezi în om, tu crezi în viitor cu dânsul, tu îți faci iluzii că el nu-i vinovat, înțelegi? Eu nu știu, credeam eu atunci. Tu просто știi cum îl iubești, îl aștepți, tu faci tot posibil și imposibil și un altă. Și aici el vine și așa își bate joc, știi, într-așa un hal, știi. În primul rând de mine și de copiii mei. Și când a fost asta, eu atunci vroiam să-l alung un altă și primul care s-a pus cuvântul pentru dânsul a fost tata meu. Să închipă? Care a sărit în apărare și astea și Carolina iartă-l, liniștește un altă că el 6 ani de zile, el nu știe ce înseamnă oameni normali, el nu știe ce înseamnă familie un altă. Adică să-i dea mai multă înțelegere. Da, de înțelegere, el până să adapteze. I-a mai dat o șansă. Astăzi regretă nespus de mult. Într-o zi au decis să iasă cu niște prieteni la picnic, iar ceea ce a urmat a fost peste așteptările femeii însărcinate. Eu țin minte, eu însărcinată, stau cu cărciorul ăsta lui Damir, greu ăstea în mână, dar el aranja acolo o coftă de mea, de ce călduroasă, el o aranja. Și eu am spus, da de la eu stau aici cu coleasca sa mare, greșe, steane, de tu aranjezi cârpa șeie, știi? Și el a început să mă facă pe mine în tot fel de la nică, știi, Stan? De la nimic. Și noi ne-am urcat în mașină, el s-a urcat din urmă, nu știu de ce, dar el s-a urcat din urmă. Denis s-a urcat cu băieță în mașină și noi mergem numai cu Damir și eu țin minte, el atunci a început să mă gâtui. Și a spus că el să-mi muște nasul, să mă facă pe mine urod. Chiar dacă era gravidă, agresiunile bărbatului nu au încetat. Și atunci mă gâtuie, nu este eu în șoc, eu. Cum, o săptămână în urmă, te jurai lui tata meu și stea nășeșa. Și iar la mine așa era, știi, că ești 5 ani de pușcărie la mine ca serial. E ca în fața ochilor. Copiii, tu, vorbile tale, promisiunile tale și că realitatea asta eu... Dar eu am spus că noi până ajungem acasă, eu te rog frumos, fără scandal, fără nică, când ajungem în Chișinău, să strâns cătrăfuțele și ai plecat. Și noi am venit acasă, el, ca să înțelegi, el a venit la mine cu un pachet, cu loc, cu calendar, știi, dar s-a dus de la mine cu nouă valiză.
Carolina a învățat să-și refacă viața după ce a fost căsătorită timp de 5 ani cu un deținut. A dat naștere celui de-al doilea copil comun, fără să-i fie alături cel care îi jura iubire fiind după gratii. La maternitate a fost. Tata și Diniz și-a închemat taxiul și m-a dus acasă. Dar ați fi vrut altfel. Și normal. Eu niciodată, eu am născut trei ori, am trei băieți. Eu niciodată n-am fost întâlnită de bărbat, știi, de la maternitate. Eu niciodată n-am avut, sentiment, să-l simt, că bărbatul are o recunoștință, măi, și a dus copil, copilul meu, femeia asta a născut pentru mine, a dus viață pe lume. Niciodată n-am avut. După 5 ani de așteptări, după violență, insulte și acuzații, femeia și-a alungat într-o bună zi soțul violent. El s-a dus pe hotare, s-a dus primul la Spania, el se întrișe cu mine în stories-uri, încerca să fac și el blogger. Cum a trecut ziua de azi, ia ca noi ședem și fumăm sigare și bem whisky. La malul mării, la nu știu mai și șestea. Doamne, eu mă uitam, el fășe, el filma, dar nu era rușine, înțelegi? Că gen. Și tu ai rămas însărcinat acasă? Și eu am rămas însărcinat acasă, da. Ce termen aveai? 4 luni. Eu am fost operată de urgență, cu peritonită, când eram însărcinată, în luna 6-a, da, Esteane. Eu am stat 2 zile la spital, pe urmă am venit acasă, 2 zile acasă, eu n-am făcut stories-uri, da, deloc. Da, că nu eram eu în stare și... Îți dai seama, eu am undeva video de la camera asta din bucătărie, unde eu plângem ca lupul. Eu plângem ca lupul de durere, că eu nu mă puteam ridica. Eu plângem ca lupul că nini era și rușine și șude, că pe mine mă vede Denis. În așa hal, știi, este în Denis, dar mai mărișor, el mai mult înțelege, el vine aici de supra mea și mama și te doare, mama nu plânge un altă. Asta e foarte dureros, știi? Și când el stea și el ieși și scrie lui cumătră mea, zici că și cumătră ta încă e jii, n-o zduhnit. Înțelegi că eu e ca nu ies în stories. Femeia cu lacrimi în ochi și amintește sacrificiile pe care le-a făcut pentru a-l vedea pe omul iubit la libertate. Prețul a fost prea mare, spune femeia. Eu te-am scos. Eu am fost cu tine când ți-era cel mai greu, da, Estian? Când eu sunt mamă la copiii tăi. Eu îl cresc pe Damir când tu văbși n-ai idee și asta, da? Eu port sub inimă copilul tău, eu sunt însărcinată, eu sunt femeie, eu sunt mai slabă, da? Este. Și tu cu mine, nu știu, eu nu... Și apoi a venit la mine la lucru. Peste 2 zile a venit la mine la lucru cu flori. Înțelegi? Și eu nu m-am așteptat un altă și eu am crezut că eu sunt calmă, dar pisinica asta undeva pe minim o spăriet sau ceva, Esteană. Și eu peste 2 zile am născut. Tu ce? Înainte de termen. Înainte de termen, da. Am plecat la... Da, la clinică privată, de urgență, noaptea mi s-a fost făcută cezăreană. Și el a fost odată la spital, de unde eu l-am alungat. Carolina l-a iubit, iar în avalanșa de sentimente nu a observat cum așa numita dragoste și grijă s-a transformat în violență și nepăsare. Nimeni n-ar fi crezut că el, cel care îi jura iubire, s-a folosit de ea pentru a se bucura mai devreme de libertate. Foarte mulți fete frumoase, învățate și avute. E că ajung, e că în așa hal ca și mine. În așa hal ca și mine. Ajung că soțiile deținuților, înțelegi, care le scurg fiecare cum poate un altă și când iese la libertate, te pupa, pa. Cel mai tare ne-mi pare rău de timpul meu pierdut. Tu îți dai seama, 5 ani de zile. 5 ani de zile eu trăiem numai cu viața lui, numai cu problemele lui și numai cu interesele lui. Cel mai greu a fost când de dragul soțului deținut s-a îndepărtat de părinți. Regretă și astăzi acea decizie nechipzuită. Cu părinții mei eu atunci nu comunicam.
aici. Înțelegi? Că eu m-am certat cu ei și cum voi nu ne acceptați iubirea mea, alegerea mea și eu spuneți că și cum m-am dezis de părinți, de este an. Și îndepărtat de ei. Da. M-am îndepărtat de ei și un an jumate noi n-am comunicat. Și regreți asta? Foarte tare. Eu regret că eu în primul rând n-am ascultat pe mama mea și m-am măritat cu individ. Asta pentru mine a fost o durere foarte, adică mă răneam, eu n-am putut toate lunile este care noi atunci nu vorbeam, eram ca un lup rănit care nu m-au putea să mă uit la stele și să plâng, nu, nopțile nu-mi trecea. Îmi părea că asta nu o să mai revină, dar acum suntem prieteni, noi acum, fetița mea, Călăinăcica, ai spus, noi suntem prieteni. Da. Fata mea e ca fată, dar când trebuie, noi suntem și prieteni. Nu, nu întrebește alte surori, prieteni. Mie mi-a ajuns fetița mea și eu cred că sunt cea mai prieten apropiată, eu trebuie să fiu pentru ea. Și ești? Dar eu o să fiu atunci fericită când o să te văd tine fericită. Și până la urmă o să fie și tu fericită. Hello, my sister. I love you. Astăzi Carolina se bucură de micile plăceri ale vieții. Își dorește să aibă sănătate, să muncească cât mai mult pentru a le oferi celor trei copii o viață decentă, deși regretele o macină pe interior. Cu siguranță cred că copiii mei meritau un tată iubitor și grijuliu, care, nu știu, să intereseze de lecțiile lor, de planuri pe viață, de le foame sau nu le foame, înțelegi? Să iasă într-un parc și astea. Eu asta știu că eu nu am și nici n-o să am și copiii mei n-o să ia, că asta unicul regret, înțelegi? Deși că noi suntem singuri, uneori mai bine să fii singură, știi, e că decât să dai șansă, e că lăsăm proști. Adică noi suntem proaste, nu, ei sunt mai hâtri. Mulțumesc la părinți, mulțumesc lui Dumnezeu că eu am așa părinți, știi, este în care noi se putem oferi lor atâta dragoste. Eu se pot face asta financiar, dar tata mea le acordă și mama dragoste, înțelegi? Că așa care ei niciodată nu au avut și nici nu să aibă de la tați. Ei nu au avut nici nu să aibă. Și e drept asta, știi, că niciodată чужой дядя не заменит родного отца, да у него, știi, родной отец. Și asta e ca o publicitate a ta și astea și numai cu asta. Am încercat să fac numai în domeniul ce și referitor cu lucru în altă. Asta puțin e ca să arăt eu numai sprâșeni. Asta, nu, da, interesant, de nu-i chiar așa de interesant. Dar să mai dau ceva și din viața mea personală, asta devine mai interesant. Plus, eu dau în Instagram poate, nu știu, 5%
din viața mea, cariere, ce și se face, ce nu se face, cu prieteni, cu trădări, cu astea. Că eu și până în ziua de azi, eu recent am trecut, eu sucot pentru o trădare care pe mine mă doare sufletul, dar eu știu că asta e trecător. Secvențele filmate din viața privată, mesajele cu dedicație i-au sporit notorietatea. Dacă Instagram e mult publicitate, știi, cu lucru, cu astea, că din Instagram vin clienți, mai puțin din TikTok. TikTok asta și la mine ca adușină, eu cu la durie, că tot energia asta mea, știi, ies în TikTok, eu acolo mai fac un pricol de fost soț, de fosta soacră, de... Înțelegi, glume, diferite glume astea. Și acolo, știi, nu prea să vede cam unde eu activez. Și te țeleagă, știi, cât activitatea mea vine de la buză, știi, dar mentalitatea de asta moldovenesc. Relația toxică dintre Carolina și Dumitru a lăsat în urmă doar sechele, pe care doar timpul sau altă iubire le poate vindeca. Din toate acestea, Carolina a învățat că propria fericire depinde doar de ea și le îndeamnă pe alte femei să nu-i repete greșelile. Situația mea care eu am trecut, eu vreau să fiu fetele mai deștepte, da, poate și să iei un exemplu și să nu creadă. Ce să nu creadă? Deținuții. Să nu creadă deținuții, să nu creadă istorii frumoase. Carolina mai știe un lucru. Inima ei trebuie să rămână deschisă și continuă să-și facă planuri pe viitor. Un vis al meu, și eu prea mult văd, îl vizualizez în altă, eu să-mi duc părinții și copii, nu știu, asta Bali o să fie, sau Maldive, de undeva plajă cu nisip alb. E vis de al meu, care eu prea mult văd asta și eu să fiu cea mai fericită. Carolina Ceachira a avut un trecut ce poate explica reacțiile din prezent. Acum își trăiește propria viață. Nu știe ce o așteaptă, dar visează la un viitor luminos și plin de succese, alături de cei trei copii și părinți.